Este 11 fără 20. Atât e de târziu. Aseară, până am terminat de editat și de făcut toate alea, s-a făcut 11 și jumate, nu mai știu. Și mi-a fost destul de greu să mă trezesc dimineață. Adică mi-a fost destul de greu, n-am vrut. Că Matele m-a trezit de vreo 3 ori. Zice, tu mai vrei să mai dormi? Și eu spun da. Și zice, bine. Cred că după 5 minute a venit înapoi să mă întrebe ceva. Adică nu prea ține cont când dorm alți oameni ce trebuie să facă. Adică să îi lasă în pace, să nu-i deranjeze, să nu facă gălăgie de-astea. Nu, ea vine direct și zice, mami nu știu ce, tati nu știu ce. Adică n-am pic de considerație în alea la partea asta. Am zis că odată când este obosită, așa o să-i fac și eu. O să o deranjez în continuu ca să vadă cum e. Mine, chestia e că nu cei mulele zile când nu te întreb ceva, te superi. Păi da, nu când dorm. Înțelegi? Dormitul e pentru dormit. Da, și până la urmă am zis că trebuie să vin să-i dau copilului să mănânce. Am făcut un sandwich de ăsta cu brânză. Nu, da, nu mai avem nimic de sandvișuri. Trebuie astăzi neapărat să îi cumpăr ceva. Aș fi vrut să mergem la grădina botanică. M-am uitat acum la meteo. Zic, băi, e duminică, ieșim și noi la o plimbare, la asta. Dar o să înceapă să bată vântul mai tare. Și cum eu încă nu sunt ok și cu nasul, adică cu astea, nu vreau totuși să mă fac mai nașpa, gen. Așa că am lăsat pentru mâine. Mâine după școală mergem frumos. Momentan mi-am făcut cafea, frige. Dacă tot nu... Sau mă rog, nu ies acum de vreme. Așteptăm să vină taică-sul și poate se duce cu el pentru un parc mai pe seară, după ce se liniștește vântul, ceva așa. Eu o să... Eu trebuie să fac în living. Merg și eu cu tati seara într-un parc. Păi, crezi că s-ar duce singur? Și atunci... Poate că merge doar cu prietenii lui. Nu cred că să duc în parc de obicei cu prietenii lui. Să duc... restaurante, baruri... Aș vrea să spun și cafenele, dar nu cred că să duc în cafenele. Da, doar fetele le-am întâlnit să duc prin cafenele. Le-am întâlnit. Da. Așa este. Ce fac și azi? Ana, fac ordine. Fac ordine în living. Ca acolo mereu se adună chestii, să șterg un pic cu biblioteca, masă, iau tot acolo. Da, a aspirat roboțelul ieri. Dar trebuie să bibilesc un pic pe acolo. Trebuie să-i tai lui la unghiile. Astăzi. Așa. Trebuie să facem baie la cap. Da. Să verificăm în penar dacă avem toate creioanele ascuțite, pentru că a pierdut ascuțitoarea. Nu știu, uitat-o la școală, nu știu exact ce a făcut cu ea. Eu n-am fost atentă când am pierdut-o. Mai normal că n-ai fost atentă când ai pierdut-o, că altfel nu mai pierdeai, dacă erai atentă, ce crezi? Și m-a trebuit să cumpărăm alta. Răspunzitoare și neapărat astăzi.
Nu neapărat astăzi, că dacă ți-a scut eu creioanele, te duci cu ele ascuțite și o ai pe aia. Din penar. Te duci, aveți coș de gunoi în clasă? Da, îl avem în spatele acelor bănci. Acolo te duci cu ascuțitoarea și cu creionul deasupra la coșul de gunoi și acolo îl ascuți. Dacă îți trebuie neapărat astăzi. Da, îmi trebuie neapărat astăzi. Da. Și când am cumpărat-o pe aia prima, zice, uite bă că mai aveam una acasă și am aruncat-o pe aia, că am ascuțit câteva creioane și după vreo 6 creioane, cam așa, nu mai mergea, adică îmi jupuia lemnul cum ar veni, nu-l tăia, adică lama aia era foarte proastă și am aruncat-o, i-am dat-o pe aia care avea o casă și pe aia pierdut-o. Da. Tăia lemnul? Da, mamică, așa face, taie creionul ăla, e din lemn. Da? Și când îl asculti, e o lamă acolo care taie din el așa, subțirel, subțirel, subțirel și îl face frumos. Dacă lama aia nu e bună, nu taie, e să strică, știi? Și da, să pun caiete bine, alea sunt la loc, dar să-i arătăm și lui tati. Adică lama aia tăia prea gros. Nu tăia. Nu tăia. Am plăs și creioanele mie erau bune. Da, nici creioanele mie erau calitative. Așa că mami mi-a luat... I-am dat, mă rog, i-am luat alte creioane, dar nu le-am dat pe alea, i-am dat la ea pe alea care le avea acasă. Da, erau big și erau miștoare. Adică dintre toate creioanele pe care le aveam noi. Astea sunt creioanele care mi le-a luat mami, dacă mi se termină celelalte cu bunici. Da, da. O să mai micșorează mai ceva, mai... Oricum, i-am comandat încă un penar. De la mai mare, cu 3 rânduri. De... cu 3 încăperi, nu cu 3 rânduri. Da. Nu știu când al alteri, cred. De la Sinsei. De unde am luat și ghiozdan. Că nu mai zic că am văzut. Eu am dat 56 de lei sau 57 de lei pe ghiozdanul ei de la Sinsei și acum avea o reducere de 10 lei, era 40 ceva. Și mi se pare chiar drăguț. Așa, dragă. Brav. Trebuie să ții farfuria de desubt ca să și tragi în farfurie. Stai să mă dăm mai în spate cu scaunul. Dă-te mai în spate cu scaunul, hai. Atât e destul? Da. Da. Perfect. Brav. Eluț e în cadă. Face baie. Și eu aș vrea să încerc ceva. Să iau chestia asta de aici. Tulpiorul ăsta. Și cu ghiveciu. Și să le pun aici. Să iau astea de aici. Și nu știu exact cum să fac, dar am... parcă trebuie ceva aici. Filmez și fac ordine. E la mami, ce faci? Am scos tot ce aveam în bibliotecă în plus. Le-am pus pe aici. Adică multe. Da? Mi-am dat și drumul la... o lumânare. Am pus apă la astea pentru că e... bine, am pus ieri la aia că era mai nașpa și acum am pus la toate. În afară de aia de acolo de sus, că aia la aia trebuie să mă urc cu scar. Cred că va trebui să o iau de acolo, că săraca primește iubire mai răruț.
de când e acolo. Că am pus alt aici. Și pentru că Vlăduț, bine că acum ajunge și acolo, dar mai mult să joacă aici la cărți și trăgea de ea. Da. Da, aș putea. Nu știu. Deci asta acum vreau să fac, să dau alea de acolo și să pun treaba. Acum, după aia, nu știu ce să fac cu asta. Aici ar fi problema. Dar văd. Ulterior. Am pus un de-asta aici, că n-aveam ce să fac, și am pus ghiozdanul lui ăla pe el. Așa. Și ăla l-am pus acolo. Mă rog, am aranjat așa cât de cât. Aici aș fi ajut să pot să pun ceva, să nu fie gaură asta așa, dar până la urmă am lăsat priza aia acolo, că era tot aici în față să fie urât. Am mutat plântuța aia după ce am tuns-o și am mutat-o în partea asta ca să nu mai stea chinuit acolo. Și bineînțeles am eliberat, am pus toate astea de pe aici. Acum cred că o să arunc această plantă. Dragoș a zis să scap de toate, dar nu-mi vine să scap de toate, adică ia uite. Asta înflorește. Cum să fac așa ceva? Asta nu mi-a înflorit anul ăsta. Nu știu dacă am trecut am florit. Nu mai țin minte. E cam chinuită, bă, săraca. Da, deci chiar... chiar nu știu ce să fac. Cu astea. Nici nu știu cât este ceasul. Mai vreau... geamurile să le șterg. Oglinzile astea așa și după aia sunt finished. Am terminat cu tot. Ah, e 1:30. Presupun că ar trebui să încălzesc niște ciorbă. E o liniște în casă ceva de speriat. Cred că sunt în dormitor de vreo oră. Am stat în cadă, nu știu exact cât. Și când am ieșit de acolo, am văzut că oamenii adoră. Așa că am venit aici și mi-am ascultat audiobook-ul, s-a terminat, acum căutam să încep altul. Și eu când am ieșit din cadă, mă gândeam să mă duc la bucătărie să fac biscuițe aia, de ziceam că îi fac acum vreo săptămână jumate. Și nu... bine că o să mă duc, o să mă duc să facă, dar aștept să miște ceva, să trezească oamenii, să nu-i deranjez, că nu-i frumos din partea mea. Dar, mâine e luni. Am terminat tot ce era de bibilit, de chestii de pe aici, acum lăsăm. Vedem cum ne descurcăm, nu-mi place, mut înapoi chestiile alea pe acolo, adică nu e o problemă din punctul ăsta de vedere, în cazul meu cel puțin, na. Trebuia să fac niște cumpărături. Adică va trebui să trimit pe Dragoș un pic, că să am și eu ce să fac sandwich la copil mâine. Măcar atât. Aș fi vrut să nu-i fac sandwich-uri cu mezel. Bine că îi pun o feliuță din aia subțire și atât. Și pun mai mult legume, humus, de-astea, pe lângă. Dar dacă nu mănâncă carne, dacă ar fi mâncat, aș fi avut cumva mai multe opțiuni de-astea la sandwich. Mă gândeam cum ar fi să fac și eu ceva, un parizer de ăsta, cum făceam când eram micuță. Și să-l folosesc pe ăla, dar nu. Având în vedere că folosesc decât o felie, de-aia am luat chestii din alea mai, nu știu, cele mai curate
pe care să zic le... sau cel puțin așa cred că mi-am comandat alea de la Sezamo, care sunt mega scumpe. Câteva felii de alea 18-19 lei, adică... nu știu. Sper să fie ok. Dar... nu. Nu vreau să-i dau nici lucruri din alea care miroase usturoi pe acolo. Chiar... Cu tofu pot să-i fac. Da. Niște felii din astea subțiri așa. Le condimentez un pic, le trag la tigaie și pun un sandwich. Da. Falafelul are usturoi, nu? La fel pot să-i fac niște chifteluțe din alea. Sau pot să nu-i pun usturoi. Să fac ceva. Să încerc. Momentan n-am tofu, n-am. Deci chiar trebuie să... Cred că e cam târziu să dau o comandă la Sezamo. Acum e 6 fără 25. Dacă dau o comandă acum, zic că o aș dau până la 6, vine după 9 seara. Nu e atât de rău, dar cred că ar fi mai ușor să-l trimit pe Dragoș la cumpărături. Puțin. Da. Va trebui să mai găsesc niște variante din astea. M-am apucat de biscuiți. Am topit margarină, mă rog. Rețeta aia de biscuiți cu lămâie, fac. It was a look he'd toate ingredientele. Before. That expression of disdain, as though he were a bit of bicarbonat și... As a boy, he had been treated to that expression frequently enough. He never cared sal. For it. Not then, and he especially didn't care for that look coming from her now. I was blessed with two perfectly functioning legs. I can walk, sir. Ok. Să opresc treaba aia. Deci, ia să vedem. Am făcut dublu. Am patru galbenușuri. Țac, țac, țac. 500 de grame de făină. 200 de grame de zahăr normal, că n-am pudră. 200 de grame de margarină. O linguriță de bicarbonat de sodiu. Am râșnit niște sare acolo, nu știu exact cât. Și în loc de coaja de la o lămâie o să pun chestia asta. Și bine, esență de lămâie, 3-4 picături, o să pun 8 picături. Și... mă rog, o să amestec chestiile astea cu chestiile astea. Le pun ea, se pune la rece pentru o oră, se modelează bine, se pun în tavă, le aplatizez ușor și le pun 12 minute la 180 de grade acolo. Și gata, aia este tot. Este 7, 7 fără ceva, oamenii ăștia tocmai au plecat să facă cumpărăturile respective și eu... Și eu am rămas în continuare la treabă. Crede. O să pun și un pic de... Asta este niște coajă, ceva... E păstaie, adică nu e chestia aia care să pune, să... Cred că... Adică cel puțin eu de fiecare dată când am văzut că lumea folosește niște de-astea păstăi de vanilie, le taie și curăță miezul și pe ăla-l folosește. Și aici sunt păstăile pe care le râșnesc pe aici. Da, dar alea sunt foarte scumpe, adică și cred că s-au gândit, băi, ia pune și cojile aici, facem bani și din astea mai odată, nu știu. Au venit de la cumpărături. Și Dragoș a adus o lenjerie care luminează în întuneric. Și că pentru patul lui ăla, dar... Mă rog, pun în două, n-ar fi o problemă. Dar da, avem o lenjerie, bine. Pe care nu o să o folosim acum, pentru că, na, când am schimbat ieri lenjeriile, deci asta o punem aici. Frumos. Vedeți că am strâns și aici.
Arată așa, nu știu, îmi place când sunt toate puse la locul lor. Ți-ai luat lenjerie, mamă? Da. Are și astronauți și rachete. Nu e bine. Oh, și uite. Asta da, era în acadă. Și ce ați cumpărat? Ia să rămână. Uite, ca să aveți. Pâine pentru sandwich unde? Asta era, a expirat prea repede. De salam, butui, banane și tot. Și tofu, bine, pune-le în frigider. Și restul? Nu există, doesn't exist. Doesn't exist? Păcat. Deci copilul meu a fugit de acasă. În timp ce făceam biscuiți, au zis că taică-su pleacă la Brăzvan sau nu știu ce cursă, ceva. Ei sunt cu de-astea cursuri, raliuri, nu știu, Formula 1 alea. Așa. Și a plecat cu el. Eu am făcut biscuiții. Sunt foarte buni. Sunt, bine, au gust de fârsecuri, nu știu. Sau, mă rog, n-au gust de biscuiți de la magazin. Și textura, acum cel puțin, e de un fursec așa. Dar, de cum ziceam, sunt buni. Cred că era suficient să fac o singură tavă. Așa, adică doar compoziția aia care era în rețetă acolo. Dar, mă rog, se face repede, deci... Deci mai facem și altă dată. Am venit aici, momentan ni se copiază ce am avut prin GoPro. Și, na, fiind nouă fără un sfert, ar cam trebui să editez, să termin, să...
Mă rog, că mâine... Bine, copilul meu s-a trezit, cred că s-a trezit până la 6. Mai mult ca sigur o să doarmă mai târziu. Vedem mâine dimineață. Nu cred că o să-i placă prea tare trezirea de mâine, dar asta este. Ne descurcăm cu ce avem. Bun. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi minunată, o săptămână frumoasă și ne vedem mâine. Ciao!